Mulțumit. Excelent, perfect. Bună ziua! În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația de astăzi. Este întotdeauna o plăcere să văd cât de activă, cât de dinamică este comunitatea energiei din România. Chiar mi-a făcut plăcere să vă aud discutând mai devreme, în special pe domnul Stancu. Sincer, e o onoare să fac parte din grupul de speaker de astăzi și înainte de a lua cuvântul, chiar mă gândeam ce pot adăuga eu acestei discuții, ce pot să vă spun eu, ce nu știți deja. E o întrebare care mi-o pun de fiecare dată când sunt invitat să fac o prezentare. În primul rând, pentru cei care nu mă cunosc, cine sunt eu, cu ce mă ocup, sunt un expert în reglementare în domeniul hidrogenului. Asta este domeniul meu principal, hidrogenul curat. Am propria mea companie de consultanță, High Legal, și în același timp sunt partener operativ pentru Hy24, care este cel mai mare fond de investiții la nivel global, care este dedicat 100% investițiilor în hidrogen curat, în hidrogenul regenerabil și cu emisii scăzute de carbon. Așadar, ce pot să vorbesc eu, despre ce pot să vorbesc? Despre domeniul meu de expertiză, despre hidrogen. Da? Unde este hidrogenul în acest moment la nivel global? Care este rolul reglementării în hidrogen? Și unde este România, da? În contextul respectiv. Să încep cu întrebări, să încep la nivel global. Unde suntem cu hidrogen? Primul rând, spre deosebire de anii 2021-2022, primul rând trebuie să recunoaștem că se vorbește mult mai puțin despre hidrogen în acest moment decât se vorbea în 2021-2022. După părerea mea, este un lucru foarte bine. Foarte bine că se vorbește mai puțin, pentru că nu avem nevoie de vorbe, avem nevoie de acțiuni. Ce se întâmplă acum în loc de atâtea vorbe? Se face. Impresia generală a publicului acum este că industria hidrogenului s-a răcit. Și realitatea este exact opusul. La nivel mondial, da, nivelul investițiilor finale, investiții, nu vorbe, ci investiții care au fost omise, era de 10 miliarde de dolari în 2020. În 2024, nu am ajuns la final, suntem la 75 de miliarde de dolari. Din 1500 de proiecte care sunt în dezvoltare la nivel mondial, 400 au trecut de decizia finală de investiții. Agenția Internațională a Energiei a publicat un raportul său anual dedicat hidrogenului acum câteva săptămâni și a arătat că în proiectele de hidrogen care au trecut de decizia finală de investiții, da, și vor fi operaționale până în 2030, vorbim de o producție de hidrogen curat, mă refer la hidrogen verde și hidrogen cu emisii scăzute de carbon, de 3,4 milioane de tone pe an în 2030, în mod egal între hidrogen verde, în jur de 2 milioane de tone anual, și hidrogen albastru, adică produs cu gaz, din gaz natural cu CCS, de 1,5 milioane de tone. Deci aici suntem la nivel mondial, la nivel de hidrogen. Proiectele sunt în curs de construcție, curs de dezvoltare, se ating deciziile de investiții finale. Care este rolul reglementării în domeniul hidrogenului curat? Și am un cuvânt cheie pe care îl folosesc de fiecare dată când vorbesc. Cuvântul cheie este indispensabil. Este o relație indispensabilă între hidrogen și reglementare și viceversa. Da? Cuvântul indispensabil merge în ambele direcții. În primul rând, astăzi, chiar astăzi, dimineața am citit raportul Agenției Europene Internaționale, World Energy Outlook, da? În care se vorbește despre tot sistemul energetic global, care a fost publicat astăzi. Iar în acel raport, rolul hidrogenului este din nou spus că este indispensabil pentru atingerea obiectivelor climatice în toate scenariile pe care le construiește Agenția Internațională a Energiei. Da? Deci în orice scenariu descris de IEA, hidrogenul și derivatele lui sunt prezente în cantități enorme. Și vă dau câteva exemple din raportul de astăzi.
Da, în scenariu net zero, în 2035, 1100 de terawatt oră de hidrogen sau amoniac care se folosesc în co-firing pentru producția de electricitate. Da, în 2030, 250 de terawatt oră de combustibili sintetici folosiți în transport. În 2040, hidrogenul și combustibilii sintetici produși din hidrogen depășesc biocombustibilul în domeniul aviatic și în domeniul maritim. Da? Iar în 2050 vorbim despre o cerere de 12.000 de terawatt-oră de electricitate pentru electroliză. Da? Deci niște sume absolut imense în toate scenariile construite de IEA. Iar cuvântul indispensabil, da, este valabil și în direcția opusă și cred că asta este important pentru astăzi. Nu există. Nu există hidrogen verde, nu există hidrogen cu emisii scăzute de carbon fără reglementare. Da? Motorul industriei este reglementarea. Da? Consumul de hidrogen verde, consumul de hidrogen albastru este o consecință directă a reglementărilor în domeniul acțiunilor climatice. Da? Să fim foarte clari, nu este o industrie născută din necesitate capitalistă deregulată. Da? Prin fondul de investiții la care lucrez eu, avem în acest moment proiecte de producție de hidrogen în Suedia, Danemarca, Germania, Franța, Spania, Canada, Australia, în Oman. Sper că în viitor o să avem și în România. Dar în toate aceste proiecte, în toate am investit și care continuăm să investim. Apropo, avem la dispoziție 2,5 miliarde de euro pentru equity, pentru private equity, pentru a finanța aceste private equity. Toate proiectele au în spatele lor reglementare. Da? Reglementare în domeniul acțiunilor climatice. Iar în majoritatea cazurilor, în aproape toate proiectele noastre, progresul în a dezvolta acele reglementări, da? Progresul, viteza progresului, nu este ideal. Da? Lucrurile se mișcă în direcția bună, reglementările se aplică, se dezvoltă, însă mai încet decât ne-am dorit noi, mai încet decât și-ar dori alți investitori. Și cred că de aici provine și sentimentul că domeniul hidrogenului curat, în general, s-a încetinit. Tocmai din cauza că reglementările necesare se dezvoltă, însă se dezvoltă la o rată mai, să spunem, mai înceată decât și-ar dori unii. Deși, într-adevăr, după cum v-am spus la început, investițiile se continuă. Da? Unde este România? Da? Să vorbim despre România, să ajungem și la subiectul nostru. Și mă bucură foarte mult să spun că în domeniu România stă bine. Sincer, România a adoptat în 2023 legea hidrogenului, da? Legea hidrogenului în domeniul transportului și industriei. Iar această lege primară are potențialul să fie motorul din spatele dezvoltării unei industrie de hidrogen curat în România, care trebuie dezvoltată de la zero. Da? De la absolut zero. Este o nouă industrie, un nou subsector al domeniului energetic din România. Iar legi similare cu legea hidrogenului care a fost adoptată în 2023 sunt acum în discuție în alte țări, care au la fel un potențial enorm. Da? Se discută acum în Spania, în Finlanda, în Olanda. Sunt țările care dezvoltă legi la fel de ambițioase sau poate chiar mai ambițioase decât cea din România, însă, după cum se vede, ele sunt în urma României, la nivel de reglementare primară. Am înțeles totuși că în discuții cu care le-am avut parteneri din România, că într-adevăr suntem în urmă cu normele metodologice, da? Cu normele de aplicare a legislației primare. Eu sper că în curând vor veni. Se vor aplica și se vor dezvolta aceste norme metodologice, norme de aplicare, na, legislație secundară. Dar cel puțin pentru la nivel de legislație primară, suntem în față și stăm bine.
Și nu trebuie să ne oprim aici. Da? Legea hidrogenului are nevoie de norme secundare. Da? Urmează și va fi necesară reglementarea funcționării infrastructurii de transport. Da? Trebuie implementat pachetul de gaz și hidrogen care a fost adoptat de Uniunea Europeană anul trecut pentru a începe să dezvoltăm un sistem de transport de hidrogen în România, mai ales pentru consumatorii industriali, care vor avea nevoie de cantități enorme de hidrogen. Urmează și va fi necesară aplicarea regulamentelor în domeniul aviatic, în domeniul maritim, da? Pentru a crea motorul din spatele adopției combustibililor sintetici, așa. Iar numai cu aceste elemente se poate dezvolta o industrie a hidrogenului în România. Și sunt perfect conștient că este mult de lucru la nivel de reglementare, da? Este motivul pentru care exist eu la nivel profesional, da? Este motivul pentru care am o carieră în domeniu. Da? Este mult de muncă la nivel de reglementare. Însă această muncă trebuie să continue. De ce? Da? De ce trebuie să investim timp în domeniul de reglementare în hidrogen? Pentru că România, am spus-o și o spun în continuare cu foarte mare optimism, pentru România, hidrogenul este o oportunitate imensă pentru a dezvolta un nou sector, subsector energetic în România. Domnul ministru Sebastian Burduja repetă foarte des în toate participațiile sale publice că își dorește ca energia în România să fie sigură, accesibilă și curată. Folosește aceste trei adjective. Hidrogenul verde, da? Hidrogenul produs în România, are toate aceste calități, da? Este sigură pentru că este produs în România și nu suferă de problemele de intermitență. Da? Este un vector energetic dispatchable. Este accesibil, deși România nu este cel mai competitiv loc din lume pentru a produce hidrogen. Este competitiv la nivel regional. Da? Iar, bineînțeles, este curat. Da? Vorbim despre un vector energetic care, dacă este produs din energie regenerabilă, cum ar trebui produs, sau chiar din cu emisii scăzute de carbon, este un vector energetic curat. Și asta este mesajul meu de astăzi. Da? Vă rog, nu luați piciorul de pe pedală de accelerație când este vorba de reglementare în domeniul hidrogenului. Reglementarea este esențială. Da? Este motorul din spatele industriei, pe fundație. Da? Pe fundația creată de legea hidrogenului în România, trebuie să se construiască. Nu se poate să adoptăm legea și să sperăm că va fi suficient. Nu, trebuie construit această fundație. Toate exemplele pe care le-am dat mai devreme sunt necesare, dar trebuie spus că funcționează. Am semnale și văd semnale din România că, într-adevăr, proiectele de hidrogen în România se dezvoltă din ce mult. Pentru ca acele proiecte să devină realitate investițională, să atragă investiții, inclusiv potențial din partea fondului la care lucrez, mai e nevoie de muncă la nivel de reglementare. Și nu uitați că nu trebuie abandonat. Ok, mă opresc aici și vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Sunt...